Pop și Voibesc, George mă numesc și astăzi vreau să vă fac o povestire, ceva frumos. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc la toți prietenii mei, la toți frații mei, la toți subscriberii mei de la primul la ultimul. Nu vreau să nominez pe nimeni pentru că nu vreau să uit pe cineva. Vă mulțumesc sincer și sunt mândru de voi. Eu ce pot să vă spun decât că eu mi-am atins obiectivul. Foarte puțină lume a crezut în mine și singurul care am crezut eu, doar eu, pentru că eu știu că povestirile mele, pentru cine este băiat și cine vrea să înțeleagă din ele, ai foarte multe de învățat. Dacă vrei și dacă ai plăcere să le asculți, ai să-ți dai seama că o să ai niște informații pe care tu, dacă n-ai avut tangențe și n-ai trăit în lumea asta, n-ai avut de unde să le ai și nici nu ai putut să te gândești la ele. Sunt situații și situații în viață care, dacă nu ai un pic de experiență și nu știi cum să mergi pe stradă, cum se zice, dai de foarte mari probleme și de foarte mari nenorociri. Dar una peste alta, astăzi vreau să vă fac un vlog hasliu, ceva frumos și să-mi aduc aminte și eu de prietenii mei, de frații mei, care am copilărit cu ei și ne-am respectat reciproc și care, bă, fraților, să nu credeți că mă laud sau ceva, dar în cartier acolo eram și noi cineva. Înțelegeți ce spun? Puști, respectați de oameni șmecheri, de oameni care puteau să fie lejer părinții noștri și ne băgau în seamă și ne luau cu ei pe stradă și ne respectau una peste alta, ca să înțelegeți voi ce vreau să vă zic. Băi, prietenii mei, ce se întâmplă acum? Vin din Germania și eram acasă. Și ce se întâmplă? Vine Mizdrache la mine, Dumnezeu să-l ierte, fratele meu Mizdrache. Vasile, am văzut că mă cam urmărești și nu-mi dai cerere de prietenie. De ce? Bun. Fratele meu Mizdrache, mă. Și vine la mine într-o zi și spune, băi, dă-mi și mie câteva mii de mări să plec și eu în Ungaria, cum mi-am făcut echipă. Plec eu cu Agăru, îl iau și pe Orlando cu mine, îl iau și pe fratele meu Vasile, fac echipă și eu și pe Unguraica cu mine, nevasta omului. Și zice, să moară copiii mei, cum am făcut banii, dacă nu, cum am făcut banii care mi-ai dat, dacă nu trimit pe Unguraica acasă să-ți trimită bani. Și zic, da, mă, câți bani vrei? Nu mai țin minte ce bani am dat, 2-3 mii de mărci, bani de capital. Bă, fraților, acum eu cu o mână, bă, plângeau ochii și cu o mână eram fericit pentru ei, că plecau și ei la treabă. De ce îmi plângeau ochii? Că rămâneam singur și nu mai erau frații mei cu mine. Înțelegeți? Dacă ăștia plecau la treabă, eu eram venit. Aveam eu prieteni și frați și eram cu Costel tot timpul, dar Costel, v-am spus, familist, căsătorit, cu copii, cu nevastă. Eu eram un vagabond, un copil care îmi plăcea tot ce era vagabondțeală. Vă dați seama. Și, bă, frații mei, pleacă ăștia la Budapesta. Bine și frumos. Bă, stau eu vreo săptămână pe acasă cu Sonca, cu fratele meu. Ne plimbăm, noi ne facem viața. După vreo săptămână ne-am plictisit. Înțelegeți? Bă, acum le simțeam dorul la ăștia, știi? Erau toți plecați acolo. Plecase și graficul gagica lui. Erau, mă, aproape tot cartierul era plecat la Budapesta. Se făceau bani la Bișniț atunci, la Centaur, să luau bani la Budapesta. Și toți frații mei erau plecați. Și acum într-o seară stăteam cu Somca așa la vrăjeală și spun, zic, bă, să moară mama dacă nu mi-e dor de ăștia, hai mergem după ei. Bă, ce i-a trebuit lui nebunul de Somca? Bineînțeles că omul avea mașină și permis de conducere. Deci mașina pe numele lui, permis de conducere, deci puteam să plecăm. Ce spune nebunul? Și haide, bă, să mergem dacă vrei. Haide, bă, mi-au câteva mii de mărși la mine, haide, bă, să dăm drum. Ne-am suit în mașină și am plecat după ei la Budapesta, zic, să le facem surpriză. Mă, frații mei, acum pe drum plecăm, ajungem noi la Budapesta, bine, frumos, pac, ne ducem pe pod acolo, la Erzsébet se numea podul ăla, unde știam că se întâlnesc toți, unde ieșeau în oraș, acolo era toți bișnițarii, toată lumea de acolo pornea și făceau toată faleza, făceau tot după Centaur. Acolo era un bar de bulgari, înțelegeți, unde se juca biliar, toți bișnițarii acolo se strângeau, și pungași, și bișnițarii, toți băieții pe acolo se strângeau. Și bă, prietenii mei, ne ducem noi la bar acolo, pac, stăm, bem o cafea. Și pac, când îi vedem pe ăștia pe pod mâncați. Cine era? Era Mizdrache al meu,
fratele meu, bă, Dumnezeu să-l ierte, el avusese și accidentul. Că de asta era, rămăsese la zero accidentul, a dat de belea, avea piciorul, la picior aici avea două sârme, așa știi? Și mergea pe stradă cu sârmele aia, nu știu cât timp trebuia să stea cu el. Era fratisul Vasile, bă, fraților, ieșim afară și acum, ca să vedeți, bă, cum mi-a rămas în cap și ca să vedeți ce ținere de minte am. Grafi știe ce zic eu. Bă, mâncați, și când ne ducem către ei, către pod așa, bă, era Grafi cu gagica lui, mâncava și gura voastră, o fetiță de la noi, tot de la noi, de acolo. Bă, era fata aia pe vine, așa, nu știu ce își făcea și, bă, și strângea șireturile la Adidas. Mă mâncați și cum veneam noi așa, ne uitam la ei așa, ei nu ne văzuse, dar noi îi văzusem. Bă, să moară mama nebună de Grafi, nu știu ce, să certa cu femeia, bă, când i-a dat un picior în față, bă, frații mei. Mă, de jos așa, vă dați seama, femeia era așa plecată și el în picioare și când i-a dat un voleu în față, mă, nenorocit-o pe femeie, mâncava și groasta, am rămas șocat. Ce hal de picior a putut să-i dea la lui fetița aia, nebunul de Grafi. Bong, ajungem repede acolo, bong, stăm de vorbă cu ei, una pe seat Grafi, să certa Grafi, să certa el cu gagică, să acolo, n-aveam noi treabă. Și, ba, mă, mizdrache, cum mă vede, ce faci, frate, mă ia în brațe, mă pupă, Orlando, la fel, futu-ți morții, măti, era oagărul și el acolo, fratele meu, ce faci, bă, morții, măti, Vasile, toți, mă, ne luăm în brațe, ne pupăm, ce faceți, bă, ce să facem, am venit și noi după voi, ce, ne-am plictisit acasă, am venit după voi. Bravo, frate meu, hai să mergem să vă iau gazdă, să vă iau alea, stați la noi, stați cu noi, cu tare. Nu, bă, stăm separat noi, ne luați gazdă. Ne-am luat noi o gazdă, frumos. Totul bine și frumos, înțelegi, în prima zi. Bă, seara ne întâlnim, ieșim afară, seara astea, acum Orlando supărat rău de tot. Supărat rău de tot pe mizdrache. Ce spune Orlando? Nu mai alerg cu ăsta, domne, să moară familia mea, gata, merg cu voi pe stradă, cu ăsta nu mai merg pe stradă, că uite ce a făcut, a fugit un guroaica cu bani acasă. Bă, acum, în timp ce noi am venit spre ei, un guroaica, nevasta, fugise, luase banii, capitalul și fugise, că mizdrache ce făcea, toți banii și al lui Agăru și al lui Orlando îi țineau cum ar veni la nevasta, tot ce se făcea. Ei plecau doar cu bani de capital în oraș, că îți dai seama, putea să toarne sau ceva. Și toți banii ținea un guroaica. Bă, mâncava-și gura voastră și un guraica, bineînțeles, când s-a strâns capitalul bine, a fugit acasă. Fără să-i anunțe, fără nimic. Ăștia în oraș, când au venit, nu era nimeni acasă. Îți dai seama, Orlando a nebunit. Oagărul era frate cu Mizdrache. Ei, banii lui Oagărul era lui Mizdrache și banii lui Mizdrache era la lui Oagărul. Adică erau ca și frați. Dar și ăla era supărat. Îți dai seama că i-a luat toți banii și lui și lui Vasile. Toată lumea era terminată, pișată și supărată pe Mizdrache. Mizdrache era cap de crimă, mă, el făcea ce vrea el cu ei, ai înțeles ce spun? Acum care ăștia toată seara, gata, domne, nu mai umblu cu ăsta, umblu cu Mizdrache. Acum mă duc la Mizdrache și îi spun, zic, bă, Mizdrache, uite așa, 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 nebunul nu mai vrea să umble cu tine, vrea să umble cu noi pe stradă, ai ceva împotrivă? N-am, frate, mi-o să moară, să facă dacă am ceva împotrivă, dar să nu vină pe pod acolo, înțelegeți? Calbat! Mă, fraților, ce-ți dai seama că noi ne-am dus a doua zi direct pe pod, să dă Orlando jos din mașină cu noi și acum Mizdrache cu piciorul ăla cum era, băi, mâncava și curava, s-a început o bătaie între ei doi, vă dați seama, ăla cu un picior, ăla la fel să nu dea în el, băi, un râs și o caterincă ce am putut să facem acolo, deci ne-am pișat pe noi de râs cu un șchiop și un, îți dai seama, Orlando să se bată cu Mizdrache, doi zlăbănoci. Până la urmă s-a terminat bătaia, am despărțit noi acolo, gata, bă, pe fiecare pe strada lui. Ce fiecare pe strada lui? Că tot împreună alergam toți. Înțelegeți? Decât că acum care prindea și se lua, se făcea unul la unul, cum ar veni. Nu mai era Mizdrache, eram noi. Noi cu echipa noastră, Mizdrache cu echipa lui. Dar tot ce se făcea, se făcea unul la unul. De exemplu, dacă prindea Mizdrache, venea Orlando să-l ardă cu Mizdrache, se făcea unul la unul. Și bă, fraților, una peste alta, ce credeți că se întâmplă? Acum era și sormea la Budapesta. Și toți banii noi, eu acum mai lăsam lui sormea toți banii de ce se făcea în oraș, înțelegi? Asta mai chitroasă. Nu ne dădea nimic, mâncați și gurăta, niciun ban. Adică făceam și noi 400-500 bani, îi dădeam ei, ei ținea la toți bani. Că nu, că voi sunteți vagabonzi, vă bate joc de bani, strângeți bani. Gata. Ma, acum eu cu Sonca și cu Orlando, noi, și noi băieți, nu? Să mergem și noi la fete. Sonca ce ia și tu de la sorta, cât 100 de fiecare, să plecăm și noi. Zic, gata, mă, hai, ca și să facem.
Mă duc la sora mea, o prostesc pe aia, îi spun, fă, vezi că avem o combinație, trebuie să ne dai 300 de dolari, că uite așa, e cu gabori, cu alea, să ne dea voie să alergăm un oraș. O prostim noi pe aia și ne dă banii mâncați. Mă, acum că ne dă banii 300 de dolari, fete, o fată era 100 de dolari, ați înțeles ce spun? Și gata, fiecare cu suta lui, hai să plecăm. Plecăm, ne ducem pe stradă, acolo pe Racoți, acolo unde erau femeile. Băi, mă, cava și groasă, ne oprim, bam, niște fete, mamă, era una o mare frumusețe de femeie. Zic, gata, bă, asta e, Sonca zice, gata, bă, pe asta o luăm. Am un doi pe una, cum ar veni. Acum, bine, mă, gata. O luăm noi pe asta, mâncava și gura voastră, o mare frumusețe de femeie. Ne urcăm cu ea, ce îi spunem lui Orlando în timpul ăla? Bă, Orlando, stai morții tăi tu la mașină, că noi ne ducem și când venim noi te duci tu. Gata, domn. Să nu lăsăm mașina singură pe acolo, nu? Mă, ne ducem, mă duc eu cu Sonca, mâncava și gura voastră. Ne urcăm sus acolo, ne-am ales noi pe paia frumoasă, rău de tot, și mai era încă una. Tot frumoasă și aia, dar aia care era o luasem. Gata, mă, asta e. Mă, ajungem sus, le dăm banii la femei. Mă, mâncați și gura ta. Mă, ies femeile afară și ce credeți că vin în locul lor? Mă, două murături că să moară măicuța mea, nici dacă, ce să vă spun, mă, nasul ale rău de tot în locul la femei. Și că haideți. Ce să haide la femei? Și păi că cu mine trebuie să faceți. Păi cum, ne-am plătit-o pe femeie? Nu, că nu, cu tare. Mâncați și gura ta pe acolo vreo 10-15 țigan de aia unguri, burtoși, cu mustăți de alea, și ce să mări tu? Îți dai seama, eram halis, nehalise oameni. Oamenii ce făceau, mă, puneau frumuseți la stradă și îți dădea să-ți faci treaba cu murături. Ați înțeles? Mă, acum ce să facem? Banii lor, eram arși? Zic, adima, asta e, ne facem noi treaba cu nasoalele alea, jumătate de treabă, că n-a fost nicio treabă. Și dezamăgiți așa, adima, să mergem. Acum noi coborâm pe păscărea și aia, ce îi spune lui Sonca? Zic, bă, ce facem? Îl mai lăsăm pe fraierul ăsta să plece sau hai să mergem, că cu banii lui mergem și mâncăm la McDonald's. Dar el zice, gata, îi spune că ne-a tâlhărit fraierul ăștia și hai să mergem. Dar acum noi într-o viteză repede la mașină, bam, bam, să sui Sonca, dă-te bă la o parte, bum, bum, plecăm. Dar ăsta, ce ați făcut, domnule, ce s-a întâmplat? Să moară familia mea, ne-a tâlhărit lumea, ne-a luat banii și ne-a dat nimic, a vrut să ne și bat, a vrut să ne ia și mașina și cu tare, hai să fugim, ba, am fugit noi. Dar eu auzi, bă, fătule, mor singură, ce fac ungurii ăștia, mâncați și cura ta, înțeleg? Zic, bine, dințosule, că n-ai fost tu la șmecherie, că să moară mama, dacă eram noi doi neomorat, bine că l-a văzut pe Sonca mare și ne-a lăsat în pace. Dar da, și ei mâncați și pula ta, că ne tăia ungurii ăștia pe aici. Ce facem, mă, noi acum? Ne oprim la un McDonald's și cu banii lui Orlando ne apucăm să mâncăm. Mă, acum în timp ce mâncăm noi, acum mai povestim adevărul lui Orlando. Orlando ce mânca așa din hamburger ăla și spunea, tu vă morți în gură, mi-ați mâncat și mi-ați mâncat femeia, mâncați femeia, tu vă morți în gură. Băi, ce râs a fost cu Orlando al meu în seara aia. Ne ducem acasă și bineînțeles i-am zis și lui sora mea adevărul ce s-a întâmplat, dacă nu râdea toată lumea de el, zic, ia uitați-vă bă ce hata nebunul vrea și el fetițe. El la femeie era, era slăbuț la femeie. Ați înțeles? N-avea vrăjeală și era și disperat. Și așa i-am mâncat noi banii la lui Orlando la McDonald's, mâncava și gura voastră. Am mai stat noi ce am mai stat pe acolo, am făcut bani frumoși, că atunci chiar era o perioadă în care era, nu știu, un festival în Ungaria cu focuri de artificii, cu astea, erau milioane de turiști pe stradă, mâncați. Și deci mergeai, îl ardeam pe unul aici, mai făceam 2 metri, ardeam artul, că ăla nu mai putea să ne prindă. Atât de multă lume era pe stradă. Și am făcut noi bani mulți, am ajuns acasă și ce credeți, mâncava și gura voastră? Ajungem acasă, mare jucărie la Sandu Spăitoru, Dumnezeu să-l ierte, că am auzit astăzi, bă, că a murit, bă, să moară mama mea, fratele meu, Dumnezeu să-l ierte. Mare jucărie la Sandu acolo, noi acum și noi arfiști, haide domne să jucăm, bă, cine apare la jucărie acolo, o neață, mă, să moară mama mea, a venit o neață, zice, haideți fraierilor, haideți să vă iau banii, să vă dau bani de drum, să plecați înapoi. Ce credeți, bă, în 10 minute ne-a curățat omul, definitiv, mâncava și gura voastră. Bă, omul, o neață, era stofă, era șmecher, rău de tot. Să moară familia mea dacă nu o neață îți lua banii înainte să dea cu zarele. Ți le lua din vrăjeală, din, ce să vă spun, șmecher calificat, o neață. Când apărea acolo, se stingea lumina cu toți șmecheri, cu toate alea. Avea talent, avea, băi, fraților, băi, el venea gata, câștigător, la el nu exista să piardă sau ceva. Înțelegeți ce spun?
avea atâta putere pozitivă în el încât îți lua banii cu vorba. Haideți, fraierul, hai să vă iau bani, puneți totodată să vă iau banii. Hai că vă, ce crezi, ne-a luat banii și hai vă dau bani să plecați acum. Lasă-ne, bă, pacea, înțelegi? Noi supărați, uite, bă, ce ne-a ars ăsta. Dar de unde noi și hata harfiști? Ca a doua zi tot cartierul a știut, toată lumea, că ne-a ars o neață, ne-a curățat o neață. Și noi, mă, să ne facem și noi cunoscuți cum ar veni, că uite, bă, joacă cu o neață. Înțelegeți ce spun? Copii, mă, copii, copii, da, vremuri frumoase, bă, fraților, bă, că uite, stăteam astăzi de vorbă cu niște băieți care, de, n-am vorbit cu ei de 30 de ani, cu fratele lui Dan Hanganu, băiatul care v-am povestit cu accidentul de i s-a ridicat părul în cap, are un frate, el avea un frate, Gabi, care eu eram aproape de vârstă cu el, era mai mare ca el cu un an, mi se pare. Și astăzi mă întâlnesc cu el și vorbesc cu el, nu m-am întâlnit cu el, am vorbit așa cu el prin astea, prin Facebook-urile astea și mi-a povestit de unul, de altul și de asta și am rămas așa dezamăgit că l-am văzut și pe Pinocchio. Pinocchio, fratele nostru din cartier de acolo, un copil pentru noi, dar îl iubeam, era șmecheraș, deștept, băiat deștept și nu e bine acum, tot din cauza la prostiile astea. Înțelegeți ce spun? Băiatul doxă, inteligent, șmecher, nu fraier, dar datorită faptului că, înțelegi, sunt cum sunt, mi-a lăsat așa un gust amar în gură și știți ce m-am gândit? M-am gândit să-l pun pe Pinocchio și pe Gabi și pe băieți de la noi din cartier să povestească o întâmplare din cartier, o întâmplare poate să fie referitoare și la mine, cum m-au cunoscut sau cum nu m-au cunoscut, și la sfârșit să-și spună părerea despre situația în care se află și dacă e bine ceea ce face și dacă nu e bine ceea ce face. Ca să înțelegeți voi copiii, să vedeți un băiat care avea potențial să fie șmecher și de familie, băieți, taică-su și maică sau oameni capabili, negustori, putea să fie șmecher și datorită faptului că este sclavul unei substanțe, nu e bine de niciun fel. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc la toți subscriberii mei de la primul la ultim. Vă pupă fratele vostru!